păcate, pentru că acum s-a jucat, n-am fi meritat să pierdem. Vorbesc de prima repriză, când am avut trei situații, cred că, de superioritate, și în loc să dăm ultima pasă, cum ar trebui să o dăm, am dat bașutată, ba în spate și n-am reușit să-mi schimb. Bine, nu vorbesc de aia. Dar când ai repriza a doua, ai patru situații clare, trei singuri cu portarul și nu dai gol, n-ai cum să ai pretenții să câștigi. Ei n-au avut situații sau ocazii mari. Bă, în afară de cea din prima repriză la Lopez, când a avut șutul ăla în vincul de a lovit bara și a ieșit afară, restul ei n-au avut situații. Noi degeaba am avut posesie, am dominat jocul, dar ne-am creat ocazii, i-am surprins de nenumărate ori, mai ales repriza a doua, dar n-am reușit să înscriem. Și ei goleară din corner, în fază fixă. N-ai voie. Jucătorii mei cu experiență și-au pierdut oameni. Și Râpă, și Benga, deci dacă ei în momentele astea importante, tu sperzi marcajul, e foarte, foarte, foarte greu. Dar așa ca joc n-am ce să le reproșez, că băieții au jucat. În momentul ce ai ajuns și ți-ai creat atâtea situații, echipa a jucat, dar degeaba ai jucat și n-ai reușit să iei nici măcar un punct. Considerați echitabil, nu știu, un rezultat de egalitate? La ce ocazie am avut, n-am pus să zici că rezultat de egalitate. Deci când ai ocazie, atâtea ocazii, singur cu portarul și nu reușești să înscrii, deci e greu. La sfârșit puteai să zici că și un egal era, poate, dar nu ai cum să te mulțumești cu un egal când ai avut ocaziile care le-ai avut. Care este situația lui Ghezali, fostul jucătorul Dinamo? Păi au venit târziu, atacanții au venit după o lună jumate, că n-am reușit să le facem viză, am luat un atacant accidentat și n-am soluții, în afară de Imo, care el are limitele lui. El nu e un atacant, are nevoie de un jucător care să lupte pentru el și el să vină din spate. A venit și Jordan și Ghezali. Era un risc ca să iau cu mine să joace și că nu sunt fizic, din punct de vedere fizic. Ghezali e 90% pentru că el toată perioada de pregătire s-a antrenat. O să fie concurență, mă bucur. Sunt trist și încerc scuze suporterilor care au bătut atâta drum ca să ajung aici de lipsa de ambiție la unii jucători ai mei și n-ai voie să pierzi un asemenea meci. O să stea la rând, la mine așa e, n-am ce să fac. Din partea mea au avut toată susținerea. Prima susținere că au ajuns la Arad. Deci cu acordul meu au ajuns la Arad. Chiar dacă pe unii nu i-am propus eu, dar au ajuns la Arad. Adică Aradul le-a dat o șansă, vreau mai mult. Trebuie să am și răbdare cu ei, că au venit după perioada de pregătire. Acum să fiu realistă. Deci, băi, ți-au jucat, ai ajuns atâtea ocazii că ai avut, n-am reușit să înscrie și au avut o fâsă de corner și a dat așa cu multă ușurință de jucătorii mei care știau că ei la astea sunt periculoși și în ultimul meci au dat gol din lovitură liberă, plus că au trei jucători foarte înalți pe zona centrală care sunt periculoși, au un Florescu care bate foarte bine și ei pe asta s-au bazat, noi am dormit și ei au luat 3 puncte. Când credeți că va ajunge UTA la 100%, să zicem așa? Când eu cred că 100% după întrerupere. Dar oricum mai avem 2 meciuri. Jucăm un meci acasă cu asta vreau să întreb. Cu Farul, un meci foarte dificil. Un meci foarte dificil. Se joacă lunea viitoare. Avem tot timpul să analizăm meciul ăsta și să pregătim meciul celălalt. Vă mulțumesc mult, baftă!